Astăzi este sărbătorită ziua lui Mihai Eminescu, dar și ziua culturii naționale. Ziua culturii reprezintă nu numai o zi în care e celebrat luceafărul poeziei românești, ci și una de reflecție asupra culturii, o reflecție și asupra culturii pe care tânăra generație o poate dobândi prin aplecarea spre lectură, devorator de carte sau doar elevi sârguincioși care bifează lista de cărți obligatorii. Unii preferă să dedice timpul liber unui hobby, pe când alții cunosc tainele unei educații bazate pe lectură aprofundată și țin să aibă acasă și câteva rafturi cu cărți. Natura din afară, mai mult din America, dar pentru școală mai citim și Eminescu, mai citim și mulți alți poeți români. Cumper cărți? Da. Mai citesc tinerii din ziua de astăzi și ce gen de lectură preferați? Bineînțeles că mai citesc, altfel n-ar fi fost nici acest eveniment. Genuri diverse, eu una citesc psihologie, literatura românească, pentru că bineînțeles o studiem la liceu. Alții diverse. Eu tind să citesc istorie, în principiu istoria universală, dar și istoria României și în trend, în vogă, ceea ce este acum pentru tineret, sunt cărțile de dezvoltare personală scrise de autori străini. Cumpărați cărți? În general tind să împrumut de la bibliotecă cărțile. Aveți o bibliotecă acasă, personală? Sigur. Da. Cumpăr cărți? Cumpăr și împrumut. Formatul electronic e uneori accesibil în cazul în care vreau să citesc ceva pe fugă, dar da, cumpăr cărți. E greu să-ți găsești timp pentru lectura? Nimic nu e greu, trebuie doar să vrei. Cărțile care trebuie citite pentru școală. Da. Alte cărți? Mai cumperi cărți? Ai o bibliotecă personală acasă? Nu așa de mare, dar da. Câteodată mai citesc în timpul liber, dar acum am început liceul, trebuie să acumulez mai multe cunoștințe și nu prea am timp liber. E greu să-ți faci timp pentru a citi o carte? Da, mai mult prefer să cânt, sincer, decât să... Fără a minimaliza importanța mijloacelor moderne de informare, profesorul are datoria de a apropia copiii de carte încă de la vârste mici, dar nu obligându-i să citească, ci trezindu-le interesul pentru această activitate.